Cât primează deputații într-o lună, ei abia de agonisesc în câțiva ani. Asta spun despre lefurile și pensiile aleșilor poporului pensionarii. Ei se plâng că abia de reușesc să supraviețuiască din pensia mică, în timp ce parlamentarii ar trăi în puf, fiind departe de grijile și nevoile oamenilor, spun pensionarii. Nu, sigur că nu mieri, pentru că eu spun, îi strică aer în parlament și în guvern. Ce trebuie salarii? Eu, pe lângă salarii, au sute de salarii pe lună în cauă adăugător. Asta e bătjocul adevărat. Oamenii pensii au sărașii câte 800-1000 de lei, dar 1000 de lei pentru că sunt 3 minute le face, este 1000 de lei. Așa au reacționat oamenii când au aflat ce pensii au deputații. Supărați și nemulțumiți, ei spun că diferența dintre veniturile lor și ale parlamentarilor e ca de la cer la pământ. Locuiesc în lumea minunilor. În 4 ani să-ți construiești și așa că atât, și așa, astea, să vii cu limuzinile la serviciu și lumea moare de foame. Dar e o diferență de nu cât de 5, de 10 ori, dar de 30, de 40 de ori. În pensia noastră, ce vă ajungeți? Ia ca să ne ajungi de o pâine, de un zamos, de o chel de patlajele și mai mult și... În pensie la mine 2-3 zile duci cu comunale și gata și pe urmă și fac. Cine are să mai aibă? Această femeie a muncit toată viața bucătăreasă. Acum 9 ani a ieșit la pensie, însă primește foarte puțini bani, spune ea. Am 1222 și vreo 50 de capici. Dar iarna îmi vine încălzirea și toate comunalele, 1800. Ce străim? Ia ca așa mă chinui. Cu așa pensie ca a mea, el un abed nu-l face. Dacă ați avea un salariu de deputat și o pensie de deputat, ce ați face cu banii? Aș ajuta măcar și copiii în ei. Dar așa și nu să mă ajute, nici ei nu pot să mă ajute și nici eu nu pot să ajut pe nimeni. Femeia este nevoită să vândă în fiecare zi la piață pentru a se întreține. Așa le pun. E ca așa le pun. Și merg cu dânsele și mă hrănesc. Sâmbli plahatniuc și prezidentul nostru tot așa cu dânsele în gât. Eu numai așa vreau și eu să am pensia lor, dar ei pe mine. Oamenii spun că și-ar dori să aibă lunar măcar o parte mică din cât au deputații. Măcar 5.000! Eu aș zice popii mei și aș zice boda prostii sute și de mii de ori. Cănești nu-i mare, pentru ce? Pentru că el șede și doarme ori, svădește unul cu altul și iau așa leafă. Dar noi mușim și nu avem ce mânca. Adică dacă are un deputat așa un salar, ar trebui și un muncitor să aibă măcar jumătate din salariul ăsta. Acum câteva zile, CNI a publicat declarațiile de avere ale deputaților. Astfel am aflat că anul trecut, în medie, un parlamentar a primit între 11 și 17 mii de lei. La salariu se mai adaugă și o indemnizație de câteva mii de lei. Pe de altă parte, pensionarii din Parlament primesc și o pensie substanțială. Aceasta variază între 5 și 10 mii de lei. Am descoperit că anul trecut, unii parlamentari au avut venituri de milioane din afaceri. Astfel, în topul milionarilor din Parlament intră președintele legislativului Andrean Cantu, liberalul Iurie Dârdea, dar și democrații Eugeniu Nichiforciuc, Vladimir Andronache și Nicolae Juravski. În prezent, deputații sunt în vacanță, urmând să revină la muncă în toamnă.